Primăria municipiului Târgoviște, prin vocea viceprimarului Monica Ilie, anunță programul Festivalului Medieval Dracula, cea de-a cincea ediție, care debutează la Curtea Domnească la finele acestei săptămâni. Evenimentul este deja unul de tradiție, se află la cincea ediție și exploatează, în sensul pozitiv al cuvântului, patrimoniul cultural și istoric al orașului nostru. Timp de trei zile, Târgoviștea va îmbrăca haină medievală și va readuce în actualitate parfumul unei epoci foarte importante din punct de vedere economic și cultural. Pe parcursul celor trei zile, la Târgoviște va fi instalată o tabără medievală cu tot ce presupune acest lucru, cu negustori, cu meșteșuguri, cu expoziție de arme, de vase decorative. Vor fi ateliere tematice de mânuire a sabiei, de tras cu arcul și alte tipuri de ateliere de acest gen. Deschiderea oficială a festivalului va avea loc vineri la ora 18 la Curtea Domnească. La ora 21 va avea loc tradiționala paradă medievală. În data de 16 iunie, sâmbătă, la ora 19:30 va avea loc un spectacol istoric, Antimi Vireanul, pentru că ne dorim să aducem în prim plan figura unor personalități marcante ale țării românești. La ora 21 vom continua cu un spectacol ecvestru, care va presupune un turnir, cascadorii, dresură de cai, realizat de Clubul de Echitație de la Balotești. În fiecare seară vom încheia șirul evenimentelor cu spectacole cu foc. Din programul de duminică vom avea la ora 18:30 spectacolul istoric Balada lui Constantin Brâncoveanu, iar la 20:30 concertul de final, la care vor participa Gheorghe Gheorghiu și trupa Corbu. Organizatorii acestui festival sunt Primăria Municipiului Târgoviște prin Teatrul Municipal Toni Bulandra și Centrul Județean de Cultură din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița. Ne bucurăm să fim parteneri la un astfel de festival. Vom fi întotdeauna aproape de Primăria Târgoviște, care organizează în mare fel anumite festivaluri. Și de-abia aștept să fim împreună la deschidere și pe tot parcursul festivalului. Mulțumesc frumos pentru invitație încă o dată. Mulțumim și noi pentru colaborare și încă o dată, prin intermediul dumneavoastră, o să invit pe târgovișteni, pe dâmbovițeni, pe toți cei care doresc să participe, să ne fie alături, astfel încât să descoperim în aceste zile Târgoviștea medievală. Pe viitor, autoritățile iau în calcul schimbarea denumirii acestui festival, conceptul de bază al manifestării fiind acela de a promova patrimoniul istoric al orașului, dar și alte figuri ilustre din istoria țării românești. Bugetul evenimentului din acest an se ridică la suma de 30.000 de lei.